Nu-ți este rușine că am stat acolo cu copilul în frig, i-a transmis nervos un fan Antoniei. Ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la asta, vedeți în momentele următoare. Ei bine, însă și Antonia a povestit ce a pățit acum ceva timp după ce a susținut un concert în Galați. Cei care au fost prezenți la spectacol au criticat-o la final, însă artista a explicat care a fost situația de fapt. În timp ce se îndrepta spre Galați, acolo unde avea de susținut un concert, Antonia a aflat o veste foarte tristă. Bunicul artistei s-a stins din viață, însă aceasta și-a făcut meseria și a susținut spectacolul respectiv. A urcat pe scenă, chiar dacă nu era deloc într-o stare bună. Nu o-să uit atunci când eram în drum spre Galați. Am aflat efectiv cu o oră înainte să ajung acolo și eram praf. Am cântat, mi-am făcut jobul. A povestit Antonia în podcastul Juliei Angelescu. După concert, partenera lui Alex Velea nu a dat autografe și nici nu a stat cu fanii pentru a face poze. Acest lucru i-a enervat pe cei care au venit să o vadă și să o asculte. Văzând că artista nu are de gând să mai stea, fanii au început să o critique și să-i spună vorbe răutăcioase. Unii chiar au început să țipe și să-i bată în dubă vedetei. După am plecat, nu am mai stat la poze într-adevăr, pentru că nu am mai avut stare și mă înjura lumea pe net. Nu ți este rușine că am stat acolo cu copilul în frigo oră? Îmi băteau în dubă, urlau, să stau să le explic de fiecare dată. A mai spus Antonia. În cadrul acelui podcast, Antonia a dezvăluit că a descoperit încă din copilărie că este pasionată de muzică. Părinții au văzut că aceasta cânta prin casă, așa că i-au cumpărat o stație de karaoke. Ulterior, aceștia au înscris-o la lecții de canto și de pian. După un timp, cântăreața a renunțat la pian pentru că părinții ei nu-și mai permiteau ambele lecții. În plus, vedeta nici nu exersa suficient de mult la pian, așa că nu a mai continuat. Știu că sună foarte clișeic, dar de mică. Părinții mei au văzut că eu tot când prin casă. Mi-au luat și o combină de karaoke, cu microfon conectat, și le-a dat în cap să mă ducă la canto. În același timp m-am apucat și de pian, doar că la un moment dat nu au mai putut să plătească ambele lecții. La pian îmi era mai lene să repet. A mai povestit vedeta. Antonia și Alex Vela formează de departe unul dintre cele mai trainice cupluri din showbiz. Relația lor a trecut testul timpului și a supraviețuit numeroaselor bârfe și speculații apărute în presa de scandal în cei peste 10 ani de când sunt împreună. În 2011, Antonia s-a căsătorit cu Vincenzo Castellano, dar cu un an înainte a dat naștere primului ei copil, Maia Rosaria Castellano. Relația cu afaceristul italian a durat doar un an, cei doi hotărând să divorțeze. Un divorț care s-a întins pe o perioadă de șapte ani, deoarece procedurile din Italia, unde a fost mutat dosarul, mai exact în orașul portuar Castellamare di Stabia din Napoli, sunt mai anevoioase decât cele din România.